Vă salut, suntem înaintea mesei finale IPC Poker Tour 2018, ultimul mare festival de poker românesc al anului și am marea plăcere și bucurie să mă aflu alături de un vechi prieten și tovarăș în lumea pokerului, Bogdan Ionescu, cunoscut de comunitate Catamax, tânăr, dar veteran, ca să zic așa. El este pe baricade înainte de a fi ajuns eu pe aceste baricade și joacă poker în mod constant, mai ales cash. El este specialist în cash live și acum a ajuns la finala acestui turneu, una dintre cele mai dificile finale din ultima vreme. Te salut, Bogdan, și felicitări pentru... Salut, Iulian! Cum a fost turneul ăsta pentru tine? A trecut destul de repede, nu știu, parcă nu mi-am dat seama. S-au jucat mai multe zile decât de obicei, s-au jucat 3 zile până acum și s-au jucat mai puțin în fiecare zi, a trecut mai repede timpul, parcă am ajuns parcă mai ușor decât alte dăți, aș putea spune, nu știu cumva. Tu îți place să joci cu cel puțin 100 de blinduri, cum te descurci cu 10, 15, 20? N-am mai studiat jocul de turnee, cum studiază acum jucătorii mai tineri și știu la perfecțiune jocul în puține blinduri, dar am o idee și îmi fac pe măsură ce continuă joc, îmi fac o idee despre cum se mută stack-urile la masă și dinamica mese și deci în regulă mă gândesc eu. Da, tu ai bazele, fundamentele jocului, nu te simți depășit de jucătorii din jurul tău? Nu depășit neapărat, dar cu statistica stau mai bine ei, cu procentele și probabil știu niște situații cum ar veni, au un chart, au un grafic, da, în care, de range-uri, da? De range-uri, da, care poate stau mai bine acolo, dar mă rest, cred că mă descurc. Tu ai tatonat cu, la un moment dat ai tatonat cu multe, și cu jocul online, și cu jocul live, și cu turnee, și cu cash. Cum te-ai dus așa la cash live? De ce ai ales cash live? N-am mai vrut să mai joc pe internet, mă săturasem să stau în fața calculatorului multe ore pe zi. Bună idee, totuși. Da, și am zis, da, jocul live mai socializez, mai cunoști oameni, adică, na, e un pic diferit. Și plus, ai oameni în față, ai parte de read-uri, de tell-uri care online poate n-ai avea parte, și e mai distractiv, după părerea mea. Iar la turnee mai vii când și când, unde sunt mai importante, mai aproape, mai convenabile. Da, da. Nu mai mi ocup așa mult timp cu turneele, prefer să grinduiesc cash. Ce planuri ai cu stack-ul tău? Ești pe 4 la fise. Da, suntem apropiați toți, în afară de Nandor, care da, are multe fise, toți suntem apropiați. Aproape oricine, dacă se dublează după, de pe urma lui, devine chip leader, așa că, nu știu. Dificilă masă, nu? Da, o să fie un pic gamble, cred eu. Sunt media acum e de 20 de blinduri. Așa că nu m-aș mira dacă într-o oră jumate mai suntem 5. Am înțeles. Îți doresc succes, mă bucur că te aud și te văd din nou și vreau să te văd mai des. Din păcate, uite, nu vii la turnee și nu te văd mai des. Da. Să mai stăm și noi la un suc, ca să nu zic la o bere. Da, să sperăm că o să ne vedem mai des. Baftă, Cata, și... Salut!